acum asta se întâmpla duminică și luni cu încălzirea. M-am dus la spital, nu știam pe acolo persoanele, am intrat în centrala termică să le spun că am vorbit cu constructorul și nu va pleca de acolo până nu va funcționa încălzirea. Răspunsul pentru mine a fost sugestiv despre modul cum funcționează spitalul. A fost răspuns de genul, n-ari cum. Așa mi s-a răspuns. N-ari cum. Deci n-ari cum. Bun. Trecem peste asta, am vrut doar să punctez ca să înțelegem cu toții cam cum era atmosfera în spital la momentul în care m-am dus acolo. Decât atât, a sesizat și dumneavoastră, am stat cu constructorul până seara și a pornit apa în instalație, cei de la spital mai trebuiau doar să aerisească un calorifer. Și n-au făcut. Deci asta...